Trei sferturi dintre comercianții de legume și fructe din piețe și magazinele vâlcene n-au prezentat documente de proveniență a mărfii sau n-au afișat la loc vizibil prețul de vânzare. Inspectorii Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor au oferit informații detaliate despre controlul efectuat recent. Aceste acțiuni de control au fost desfășurate și în conformitate cu prevederile circulării ANPC numărul 2011 din 23 februarie 2016 și a protocolului de colaborare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în domeniul legumelor și fructelor. Până în prezent au fost verificați un număr de 110 operatori economici, din care 74 de operatori au fost, la 74 de operatori economici au fost constatate abateri. Printre abaterile constatate menționăm neafișarea informațiilor privind țara de origine și clasa de calitate, neafișarea prețurilor pe kilogram în mod vizibil. În urma acțiunilor de control au fost verificate aspecte privind condițiile de calitate, verificarea încăderii legumelor și fructelor în cerințele de calitate din standardele de comercializare specifice, informarea consumatorilor, existența etichetelor de pe ambalaje de transport și pe ambalajele produselor expuse la comercializare, afișarea prețurilor, verificarea costurilor de depozitare și de expunere la comercializare. Am pus pe scurt ceea ce am verificat. Dacă doriți, putem să dezbatem fiecare punct și să explicăm mai pe larg în ce au constat acțiunile de verificare ale instituției noastre. Țin să menționez că am efectuat acțiuni de verificare în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean, cu Direcția de Sanitate de Siguranță Alimentului, și de câte ori am fost convocați, am participat pentru verificarea modului în care se comercializează legumele și fructele în județul Vâlcea. Prefectul de Vâlcea, Radu Renga, a vrut să obțină și alte informații legate de legumele și fructele comercializate. Întrebarea mea, mamă. Da. Că dumneavoastră verificați modul în care se comercializează. Da. Este destul de general. Dar luați și probe de acolo ca să le verificați. În cazul în care avem suspiciuni de neconformitate, colaborăm cu reprezentanții. Ce înseamnă suspiciune de neconformitate? Adică au fost problemele legate de încadrarea, de clasa de calitate. Adică dacă produsul este expus la comercializare și spune că este categoria 1 și el nu se prezintă de categoria 1, atunci clar nu poate fi comercializat. Instituția noastră nu are laboratoare pentru a verifica analize și noi colaborăm. Colaborăm cu instituțiile care au... Ați văzut că o treabă discuție cu PNL verde. Da. Da, tocmai de aceea am pus și această temă pentru a putea discuta și cu celelalte instituții care au abilități pentru a verifica legumele și fructele. Încadrare exact cum spuneți dumneavoastră în normă. Deci să înțelegeți dumneavoastră, nu avem laborator, noi colaborăm cu alte instituții în vederea prelevării probelor. Cât privește distinția dintre pepenii autohtoni și cei de import, comisarul regional Cristina Tătaru a recunoscut că în afara documentelor de proveniență a mărfii nu există niciun element de diferențiere.